Miercuri seara, echipa de handbal masculin a Clubului Sportiv al Armatei Steaua a fost extrem de aproape de a obține un rezultat pozitiv în confruntarea cu AHC Dobrogea Sud. Într-un joc, contând pentru etapa 18-a din Liga Zimbrilor, găzduit de Sala Sporturilor Concordia din Chiajna, formația pregătită de către Ovidiu Mihăilă a cedat la limită pe teren propriu, scor 24-25. După un început de meci ezitant, Steaua a revenit în joc și a reușit să egaleze în minutul 52-22, dar ratările din poziții ideale au privat-o de obținerea unui punct. Cei mai buni marcatori ai formației roșialbastre au fost Cristo Miloșevici cu 6 goluri și Nemanja Grbovici cu 5 reușite. La finalul partidei, tehnicianul Ovidiu Mihăilă s-a declarat nemulțumit de numărul mare de ratări ale elevilor săi. O primă repriză slabă, am reușit să echilibrăm jocul în a doua parte a primei reprize, am revenit la 2 goluri la pauză, ceea ce handbal nu înseamnă nimic. Repriza a doua ne-am apărat mai bine, am fost mai agresiv, am câștigat mingi, am dat gol pe faza a doua contraatac, dar din păcate, din nou, momentele importante spre finalul jocului trebuie să le tratăm mai matur și să trecem în avantaj, ceea ce cred eu că era un factor pozitiv. În urma acestui eșec, Steaua ocupă locul 7 în Liga Zimbrilor cu 32 de puncte. Etapa viitoare, echipa militară se va deplasa pe terenul celor de la CSM București.